să crezi, să iubești, să dăruiești. Este o poartă care se deschide cu condiția să respecti ceea ce scrie acolo și apoi intri în biserică să te împaci cu Dumnezeu. Dacă avem credință în Dumnezeu, îl vom iubi pe Dumnezeu și ne vom iubi semenii și din această dragoste, din acest prinos, vom ști să dăruim. Despre iubire, dăruire și credință. Asta au primit mai mulți elevi din București de la școala gimnazială numărul 181. O lecție despre cum să fim mai buni, cum să ne respectăm credința și tradițiile, despre cum să venim în sprijinul aproapelui. Mai concret, o altfel de lecție de religie, ținută acolo unde credința și tradiția se împletesc în veșnicie. Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, în apropierea secularei biserici de lemn. Ziua aleasă a fost ea însăși una plină de semnificații, 17 martie, atunci când Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu, zi care în popor mai este cunoscută și ca Alexiile. O zi bogată în obiceiuri pentru români, mai ales în Bucovina. Se spune că în această zi ies din hibernare toate vietățile pământului, sărbătoarea făcând parte astfel din ciclul ritualic de înnoire a timpului calendaristic. Și cum la orice sărbătoare românul pune pe el hainele cele bune, așa au făcut și elevii noștri. Au îmbrăcat coloratele costume populare și au ascultat cu minți detalii din viața Sfântului Alexie și legende legate de această zi. Cine a fost Sfântul Alexie, le-a spus părintele Costinel Ailioaiei, de la parohia Galileea Străulești, parohie în colaborare cu care s-a derulat acest eveniment. Sfântul Cuvios Alexie s-a născut la Roma, dintr-o familie de oameni înstăriți, tatăl său fiind patrician roman, un rang nobiliar rar, care presupunea, de asemenea, o avere. Pe tatăl său îl chema Eufimian, iar pe mama sa o chema Aglaida sau în românește Aglaia. Sfântul Cuvios Alexie s-a născut atunci când părinții săi erau bătrâni, ca rod al rugăciunii, beneficiind de o educație aleasă, beneficiind de studiul la cele mai renumite școli ale vremii, iar la vremea tinereții părinții săi au hotărât să îl căsătorească. După petrecerea de nuntă, ne spun agiografii sau scriitorii creștini, Sfântul Cuvios Alexie, intrând în cameră alături de mireasa sa, i-a lăsat inelul, i-a lăsat centura care era bătută în aur și în pietre prețioase, i-a rostit câteva cuvinte de mângâiere și a hotărât să plece și să-și închine viața lui Dumnezeu. Îmbrăcând haine ponosite, haine ale săracilor, a ieșit din curtea tatălui său și, îmbarcându-se în prima corabie, a luat drumul către Edesa. Această sărbătoare a Sfântului Alexie mai este numită în popor și cap de primăvară. Acum natura se trezește la viață. O legendă povestește că oamenii, având mult de suferit din cauza insectelor, Dumnezeu le-a adunat pe toate și le-a închis într-o raclă. Tradiție populară, da? Apoi l-a chemat pe Alexie să o arunce în apa mării. Alexie nu a putut rezista curiozității și a deschis racla și toate gâzele s-au răspândit din nou pe pământ, el fiindu-i milă de ele, nevrând să rămână închise. Alături de copii a fost prezent și artistul Mihai Georgescu de la Bere Gratis. De la Mihai, elevii au primit o lecție despre credință și curajul de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Acolo unde este Dumnezeu, nu este altă nevoie. Eu cred că, indiferent de vârstă, indiferent de pasiune, indiferent de opțiuni în viață, trebuie să te gândești întotdeauna lui Dumnezeu i-ar plăcea,
dacă l-aveți pe Dumnezeu în spate, lucrurile se vor duce exact pe calea luminoasă. Niciodată și nu poate demonstra niciun fizician, niciun astrofizician, întunericul nu poate cuprinde lumina, ci numai invers. Și voi sunteți viitoarele lumini ale României. Dumnezeu ne așteaptă în fiecare zi la o întâlnire. Ne întâlnim cu Dumnezeu pur și simplu făcând cea mai mică faptă bună. Și înțelegând că prin a face faptă bună înseamnă că te smerești. Atunci când postești, înseamnă și că înțelegi ceea ce înseamnă nu numai să te abții de la un lucru, dar înseamnă mai mult decât atât, înseamnă să trăiești ca unul care are mai puțin sau care are aproape deloc. Când ții post negru, înveți că poți să nu mănânci și tot trăiești. Înveți că poți să nu bei și tot trăiești. Mă bucur că aveți un asemenea profesor de religie. Orele de religie trebuie să deschidă supapa sufletului fiecăruia dintre voi. Și nu obligatoriu să știți că responsabilitatea este a profesorilor. Profesorul poate să vă învețe cum să o faceți. Vă spun o chestie. Ați văzut vreodată un om mort? E frumos? Pentru că nu mai are suflet. Asta e frumusețea omului, sufletul. Și sufletul înfrumusețează. Voi sunteți frumoși și noi suntem frumoși atâta timp cât avem suflet. Evenimentul găzduit de Muzeul Național al Satului este parte a proiectului Biserica și Școala din Sufletul meu. O parte pe care, cu siguranță, elevii au îndrăgit-o a fost cea în care a trebuit să se transforme în jurnaliști. A fost o plăcere să le urmărim emoțiile, dar mai cu seamă să remarcăm seriozitatea cu care s-au pregătit. Ce a determinat implicarea dumneavoastră în ajutorarea semenilor, a copiilor mai exact? În primul rând, ceea ce determină și ceea ce ar trebui să determine orice slujitor al altarului. Părintele Mitropolit Antonie Plămădeală spunea că slujești lui Dumnezeu slujind oamenilor. Nu poți să slujești lui Dumnezeu abstract, doar lui și uitând de semeni, căci calea lui Dumnezeu trece prin semeni. Și în virtutea frumoasei relații pe care o avem cu conducerea școlii, cu domnul director Carmel Velea, cu domnul profesor Gabriel Iriciuc, profesorul și dirigintele dumneavoastră, ne-am hotărât ca să ne implicăm și cu ajutorul lui Dumnezeu, de 4 ani încoace, în mod neîntrerupt, suntem prezenți în cabinetul de religie spre a ne întâlni, spre a ne ruga și spre a oferi daruri. Ce proiecte v-ați propus pentru următoarea perioadă? Mi-aș dori să ne întâlnim mai des, să vedeți și voi că preotul nu stă doar în odăjdii, în Sfântul Altar, și dă canoane și se uită urât când copiii în biserică vorbesc între ei. Mi-aș dori să ne vedem și în alte circumstanțe, în astfel de momente. Să stăm pe iarbă, să stăm de povești, să ne adresați întrebări, că și noi suntem oameni și ne confruntăm cu aceleași probleme, să înțelegeți că și noi suntem părinți de copii și știm ce înseamnă și cât de greu este să educi un om. Deci mi-aș dori ca voi să veniți mai des să ne bateți la cap, să ne trageți de mânecă. Părinte, vreau să mă asculți. Părinte, vreau să-mi explici de ce e așa și nu e așa. Și să urmați adevăratele modele. Vedeți, biserica propune sfinții ca modele. Dar în același timp, Dumnezeu lucrează și prin oameni deosebiți pe care voi îi admirați și la care descoperiți credința. Și i-am adus astăzi în fața voastră. Nu au lipsit din lista întrebărilor detalii legate de istoria și importanța orei de religie. La acest capitol, răspunsurile au fost oferite de părintele inspector Gheorghe Dogaru. Se discută despre rolul pe care îl joacă educația religioasă în formarea personalității copilului. Care este părerea dumneavoastră? Nu numai religia face parte sau este singura care modelează sufletul copilului. Toate disciplinele care se studiază la școală, și vorbim aici în termeni tehnici, trunchiul comun care este pus la dispoziția școlii și în egală măsură a elevilor,
are ca scop nu numai transmiterea de cunoștințe teoretice, ci toate la un loc sunt formative în ceea ce privește caracterul moral și educațional al copilului. Putem spune însă despre religie că este un corolar, cel care încununează toate aceste învățături pe care copilul le primește în școală, pentru că prin ora de religie și se poate face atât transdisciplinitatea și cât și interdisciplinaritatea. Pentru că în ora de religie nu sunt transmise învățături și cunoștințe religioase, strict religioase, de aceea ora de religie este un liant al tuturor disciplinelor din trunchiul comun. Ați întâlnit cazuri în care copiii au determinat membrii familiei să-L caute pe Dumnezeu și să vină la biserică? Pot să spun că am această bucurie pe care eu o mărturisesc ca și preot la mine în parohie, lucru pe care l-au făcut în decursul timpului foarte mulți dintre slujitorii Sfintelor Artare. Există familii care l-au cunoscut pe Dumnezeu și au venit în biserică, aduși de mânuță de copiilor, pentru că în ora de religie copiii au aflat despre Hristos, despre Domnul Iisus Hristos, despre frumusețea bisericii, despre frumusețea vieții religioase și au înțeles în felul acesta că armonia din biserică și învățătura bisericii poate fi ușor transmisă și trăită în familie. Despre rolul educației religioase în formarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor a vorbit și Mihai Georgescu. Artistul a subliniat în acest context nevoia de bune modele pe care elevul le primește la ora de religie. În opinia dumneavoastră, este necesară ora de religie? De ce? Ora de religie este foarte importantă pentru copii, mai ales că vârstele la care se face religia sunt niște vârste delicate la care copiii trebuie să înțeleagă exact care este direcția, să aibă modelele coerente și să aibă exact puterea de a avea cu ce să compare. Deci spui, nu fuma, nu lua droguri, nu face nu știu ce. Dar dacă nu există și termenul de comparație în a arăta, uite ce ai putea să faci și finalitatea este următoarea, în momentul ăla este evident că un copil se va duce doar într-o anumită direcție. El trebuie să vadă unde este lumina, pentru că dacă e în întuneric, atunci e o problemă. Trebuie să-i arăți de undeva că vine lumina ca să aibă ideea de a se duce înspre lumină. Știi că de-aia e vorba aia cu luminița de la capătul tunelului. Dar pentru elevi, ce sfat aveți? Niciodată să nu se ferească să zică Doamne ajută, Doamne iartă-mă, să înțeleagă chintesența creștinismului și să o susțină peste tot Hristos a înviat. Lecția de iubire, credință și dăruire a fost completată, așa cum este și firesc să fie, de rugăciune. O rugăciune de binecuvântare a celor prezenți. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Doamne Dumnezeu nostru, deschide sufletul și inima, gura și mintea robilor Tăi, a școlarilor acestora, ca să priceapă și să învețe și să facă voia Ta. Și-i ferește pe dânsi de toată ispita diavolească, păzindu-i în toate zilele vieții lor și făcându-i să sporească totdeauna în poruncile Tale, cu rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești cercetătorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeu nostru. Elevii au învățat de asemenea să respecte și să ducă mai departe obiceiurile și chiar au pus lucrul acesta în practică. Au legat mărțișoare de ramurile unui copac, așa cum spune tradiția că se face la sfârșitul lunii martie. Mărțișoarele au fost realizate de ei, iar pe fiecare dintre ele au fost inscripționate versete din Biblie. A fost cu siguranță pentru ei, dar și pentru noi, un bun prilej de a redescoperi valorile eterne pe care doar Sfânta Scriptură ni le oferă.